Bun găsit, a fost o dezbatere extrem de interesantă astăzi în Parlament pe subiectul pilonului 2 de pensii. Au participat administratorii de pensii private care au semnalat câteva chestiuni foarte interesante, au prezentat situația actuală a pilonului 2 de pensii. Impactul faptului că din 2008 guvernele nu au respectat calendarul inițial privind contribuțiile la pilonul 2 de pensii se resimte direct în conturile participanților. Dacă s-ar fi respectat acest calendar inițial, spun administratorii de pensii, private, în momentul de față, România ar avea cu 13% mai mulți bani în conturi. De asemenea, a fost punctată o altă chestiune în dezbaterea de astăzi și anume, spuneau reprezentanții firmelor de asigurări care operează și pensii private că prin scăderea contribuției de la 5,1% la 3,75% la pilonul 2 de pensii, românii vor avea pensii mai mici. Ei bine, pe de altă parte, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici a dat asigurări că participanții la pilonul 2 de pensii nu vor avea pensii mai mici și mai mult decât atât spunea că la nivelul guvernului există acest grup de lucru care analizează toate variantele legate de pilonul 2 de pensii. Cel mai probabil se va merge pe o variantă în care pilonul 2 să devină unul opțional și undeva la sfârșitul lunii iunie guvernanții vor anunța forma la care au ajuns. Banii existenți în conturile individuale ale pilonului 2 sunt bani privați, nu sunt bani publici, ci vreau să subliniez acest lucru. Banii pe care noi avem în administrare în pilonul 2 îi considerăm a fi bani privați și din punctul nostru de vedere, dovada cea mai clară a faptului că vorbim deja de bani privați și nu de bani publici este faptul că legea permite oricărui participant ca să lase acei bani moștenire. Nu există niciun precedent prin care niște bani publici să poată fi lăsați moștenire. Ori faptul că banii în pilonul 2 pot fi lăsați moștenire în cazul în care respectivul participant decedează, este dovada clară a faptului că deja, din momentul în care ei au intrat în conturi, ei sunt deja bani privați, nu mai sunt bani publici. Din estimările asociației noastre, practic suma care a fost pierdută, practic, de participanți, este de 13%. Deci, cu alte cuvinte, sumele în conturile participanților la pilonul 2 ar fi fost cu 13% mai mari dacă acest calendar ar fi fost respectat. Și acum, sigur, trebuie să ne gândim că acești sunt banii care ar fi fost investiți, deci, practic, printr-un efect de multiplicare, impactul ar fi fost chiar mai mare decât 13%. Ceea ce ne spun Ministrul Finanțelor Publice, Ministrul Muncii și, în general, PSD-ul, înseamnă costul mai mare pentru toți cei care muncesc astăzi în România, doar pentru a plăti niște pensii pe care ei le-au mărit din PIX, niște pensii speciale și pensii nesimțite. Despre asta este vorba. Vorbim de banii privați în pensii în pilonul 2 de pensii, 42 de miliarde de lei. Asta este, de fapt, miza despre care se discută astăzi. Bani care înseamnă în jur de 5% din PIB, pe care vor să ia cu japca să plătească ceea ce ei au promis în campanie electorală.